Bine v-am regăsit! Probabil, văzând titlul acestui videoclip, vă așteptați să auziți altceva decât veți auzi. De aceea vă spun de la început că ideea acestui videoclip mi-a venit citind unele comentarii care sugerează că fizica pe care am învățat-o eu nu mai este valabilă, este depășită. Dacă se schimbă moda, de ce nu s-ar schimba și fizica, nu? Dar înainte de a vorbi despre asta, să vedem cum s-a ajuns la astfel de păreri. Există în zilele noastre o gravă, foarte gravă problemă pe care o are omenirea în comunicare. Și problema are două cauze principale, politicienii și media. Că politicienii nu spun adevărul, ci spun ceea ce vrea lumea să audă, asta se știe de când lumea. Dar din păcate, și presa, atât cea scrisă cât și cea audiovizuală, și-a schimbat treptat prioritatea de la a spune adevărul la a spune ce vrea lumea să audă. E mult mai profitabil să le cânți în strună oamenilor decât să spui adevărul, mai ales dacă acesta este neplăcut sau nepopular. Aceste obiceiuri ale politicienilor și ale celor ce lucrează în media au îmbolnăvit societatea. Trăim în epoca post-adevărului și a populismului. Adevărul nu mai este apreciat. Filozofia este minte-mă frumos. Am arătat în videoclipul Educație și populism efectele nefaste ale populismului în educație. Azi vreau să vorbesc despre efectele negative pe care le are asupra educației științifice. Unul dintre simptomele post-adevărului este acela că oamenii nu mai vor să li se spună adevărul dacă acesta li se pare neplăcut. În lumea de azi, minciunea frumoasă e preferată adevărului neplăcut sau dur. Și asta deoarece oamenii au fost obișnuiți în acest fel, în primul rând de politicieni. Dacă spui lucruri neplăcute, nu mai ești votat. Și atunci minți frumos. Un alt simptom care apare din cauza faptului că populismul manipulează este acela că oamenii au totul personal și cred că totul încearcă să-i manipuleze, inclusiv știința. Ei văd conspirații peste tot. Aici pot să vă dau un exemplu legat de materialele mele. Dacă fac un material în care arăt ce spune fizica despre, să spunem, pentru că aici au fost cele mai multe controverse despre motorul cu apă sau perpetuum mobile. Adică dacă spun ceea ce spune orice fizician sau chimist din lume, mai mult spun ceea ce li s-a spus oamenilor și la școală și li se spune în continuare elevilor la orele de fizică și chimie, deci nu spun ceva nou și nici părerea mea, ci spun ceea ce știm uneori de sute de ani, atunci mi se scrie în comentarii cine te-a plătit să spui așa. Dar dacă aș face un videoclip despre cum într-o dimineață m-am trezit și am văzut o lumină galbenă cu dungi mov deasupra patului și a apărut un extraterestru care mi-a spus telepatic, bineînțeles, am auzit o voce în cap, cum să realizez un dispozitiv care ne dă energie din nimic și care va salva omenirea de poluare și de criza energetică, și dacă apoi aș prezenta dispozitivul respectiv, ceva care se rotește pentru că are niște baterii ascunse, aș avea sute și mii de like-uri, binecuvântări și comentarii de tipul avem nevoie de mai mulți oameni ca dumneavoastră, adică de mincinoși. Comentariile, nu numai la materialele mele, ci în general, îmi arată că în lumea modernă, dacă spui adevărul, ești suspectat că aperi interesele cuiva. Dar dacă minți frumos, ești lăudat. Îmi cer scuze pentru această prea lungă introducere și trec la subiectul acestui videoclip. Așa cum am spus la început, de mai multe ori mi s-a dat de înțeles în comentarii, ba uneori chiar mi s-a spus de-a dreptul, că ceea ce spun eu se bazează pe fizica pe care am învățat-o cu mulți ani în urmă, care ar fi, vezi, Doamne, depășită. Ba chiar cineva mi-a scris că eu vorbesc despre fizica de dinainte de 89, de parcă și fizica s-ar fi schimbat după Revoluție sau ce-o fi fost. De parcă între fizică și politică există vreo legătură. De parcă între fizica din Olanda și fizica din Coreea de Nord trebuie să existe niște deosebiri. Ei bine, fizica e una singură și este aceeași cu cea care era acum 100 de ani.
Bazele fizicii nu s-au schimbat deloc în ultima sută de ani și nu se vor schimba niciodată, deoarece în fizică, în știință în general, cunoștințele noi se clădesc pe cunoștințele vechi. Nu se aruncă niciodată nimic. Cunoștințele noi vin pe lângă sau peste cunoștințele vechi și nu în locul lor. Cunoașterea științifică nu funcționează ca moda. Cunoștințele științifice nu se învechesc. Am mai dat acest exemplu, teorema lui Pitagora are peste 2500 de ani și este încă la modă. O folosim cu succes și nu va veni nimeni niciodată să spună că nu e adevărată. Că ne putem imagina și spații în care teorema nu mai e valabilă, e altceva, nu afectează geometria care ne interesează zi cu zi. Așa cum am spus și cu alte ocazii, nicio teorie științifică nu s-a dovedit vreodată a fi falsă. Teoriile științifice noi sunt mai precise sau mai generale decât cele vechi, dar teoriile vechi pot fi folosite în continuare atâta timp cât nu avem nevoie de o precizie extraordinară sau atâta timp cât ne menținem într-un anumit cadru. Am dat undeva ca exemplu legea atracției universale a lui Newton. Azi avem o teorie mai generală și mai precisă a gravitației, teoria relativității generale. Dar folosim în continuare legea atracției universale pentru a calcula traiectoriile navelor cosmice, mișcările asteroizilor și alte lucruri, pentru că precizia cu care putem face acest lucru cu ajutorul legii atracției universale este suficientă. N-are rost, ca să folosesc expresia colaboratorului meu, domnul Dumitru Antonie, să tragi cu tunul după vrăbii. Folosim teoria relativității doar când facem calcule pentru viteze foarte mari sau când avem nevoie de precizii extraordinare pentru măsurarea timpului, cum este în cazul sistemelor de navigare. Dar vă mai dau un exemplu. În electromagnetism avem ecuațiile lui Maxwell, cu care putem calcula tot ce vrem despre fenomenele electromagnetice. Pe vremea lui Maxwell nu auzise nimeni încă despre fotoni, însă știm că interacțiunile electromagnetice au loc printr-un schimb de fotoni. Dar asta nu înseamnă că am abandonat ecuațiile lui Maxwell. N-avem nevoie de calcule care să implice fotoni atunci când, de pildă, proiectăm un motor electric. Deci ipoteza fotonilor, pe care a folosit-o Einstein pentru a explica legile efectului fotoelectric extern, explicație pentru care a luat premiul Nobel, este folositoare doar pentru explicarea unui anumit tip de fenomene. N-avem tot timpul nevoie de ea. Ecuațiile lui Maxwell sunt foarte bune în continuare, stau și vor sta întotdeauna la baza tuturor fenomenelor electromagnetice. Tot ceea ce a apărut nou în ultima sută de ani în fizică, și a apărut multe, mai ales în mecanica cuantică și în astrofizică, cosmologie, sunt lucruri care au la bază aceleași legi ale naturii pe care le știm de foarte mult timp. Deci fizica pe care am învățat-o eu nu s-a schimbat. Au apărut cunoștințe și teorii noi în unele domenii, dar legile naturii descoperite de-a lungul timpului au rămas aceleași. Mecanica cuantică, cea mai nouă teorie majoră din fizică, se bazează în întregime pe legile de conservare pe care le știm de atâta timp. Ca să vă conving de acest lucru, vă voi arăta cum a fost descoperită o particulă pe baza legilor de conservare. Când au început să studieze fenomenele nucleare, fizicienii au observat că atunci când are loc o dezintegrare beta, se întâmplă ceea ce vedeți aici. Un neutron se dezintegrează într-un proton și un electron, dar au observat că suma energiilor cinetice ale protonului și electronului nu este de fiecare dată aceeași, nu are întotdeauna aceeași valoare. Dar acest lucru contrazice legea conservării energiei, deoarece la dezintegrarea beta se eliberează întotdeauna aceeași cantitate de energie, care se regăsește în energiile cinetice ale produșilor de reacție, adică ale protonului și electronului. Fizicienii au avut atât de multă încredere în legea conservării energiei, încât au tras concluzia că trebuie să existe încă o particulă produsă în această reacție de dezintegrare. O particulă care uneori
ia mai multă, alteori mai puțină energie din reacție. Un hoț de energie, cum i s-a spus în glumă. Și deși nu o puteau pune în evidență, au fost convinși că această particulă secretă există, pentru că era singura explicație pentru conservarea energiei într-o dezintegrare beta. Fizicienii n-au spus, uite domnule că legea conservării energiei pe care am învățat-o nu este adevărată. Dimpotrivă, au fost convinși că trebuie să existe încă o particulă care preia o parte din energia de dezintegrare. Și cercetările au arătat că acest hoț de energie, într-adevăr, există. Particula a fost detectată la peste 20 de ani după ce a fost prezisă și a primit numele de neutrino. 20 de ani particula n-a putut fi detectată, dar fizicienii n-au renunțat la ipoteza existenței ei, pentru că era singura explicație posibilă, repet, pentru conservarea energiei în dezintegrarea beta. Acum știm că în reacția pe care v-am arătat-o se produce pe lângă proton și electron un antineutrino, așa cum vedeți aici. Și dacă adunăm energiile celor trei particule, pentru că sunt trei și nu două, obținem de fiecare dată același rezultat, așa cum cere legea conservării energiei. Deci, legile de conservare care stau la baza tuturor fenomenelor din univers au fost, sunt și vor fi valabile întotdeauna, deoarece legile naturii nu sunt inventate, ci sunt descoperite. Și dacă ai descoperit ceva, rămâne descoperit. Același lucru se întâmplă cu toate legile naturii care au fost descoperite până acum. De când au fost descoperite, mii și mii de experimente, cercetări, măsurători au arătat că ele acționează întotdeauna. Dacă un singur experiment, unul singur, ar fi arătat despre una dintre legile naturii că nu funcționează, acea lege ar fi fost imediat detronată de la rangul de lege a naturii. Dar dacă acest lucru nu s-a întâmplat în sute de ani de măsurători, ba dimpotrivă, aceste legi ale naturii descoperite au făcut predicții legate de anumite fenomene sau, cum v-am arătat, particule și predicțiile s-au dovedit a fi adevărate, înseamnă că ele există și nu pot fi încălcate. Dar acest lucru, în loc să ne supere, ar trebui să ne bucure. Pentru că dacă Universul n-ar avea legi care sunt respectate întotdeauna, ar avea o comportare haotică. Și într-un univers haotic nu poate nici să apară viață și nici să existe evoluție. Deci existăm tocmai pentru că Universul are legi care sunt respectate întotdeauna, fără excepție. Încă ceva. Poate că la scara Universului energia nu se conservă. Poate că energia Universului variază în timp, dar asta nu schimbă cu nimic ceea ce am spus, deoarece astfel de variații care pot fi puse în evidență doar la scara de spațiu și de timp a Universului, nu afectează ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Pentru noi, toate legile naturii rămân valabile. N-are rost să fim îngrijorați de astfel de lucruri sau să credem că am putea folosi la ceva astfel de variații. E ca și cum ai avea casa pe malul unui lac, cu vreo 5 metri mai sus decât pânza de apă, și ai fi îngrijorat când ai aflat că apa lacului crește cu un milimetru în fiecare an. Peste 1000 de ani, deja va fi mai sus cu un metru. În ultima parte a acestui material vreau să vă mai arăt o concepție greșită care apare datorită manipulării, voite sau nu, prin media și mai ales prin media socială. În căutarea senzaționalului, foarte mulți caută excepții pe care le prezintă ca reguli. Iar cei care n-au pregătire în domeniul respectiv ajung astfel să dea mai multă importanță excepțiilor decât regulilor. De pildă, există acțiuni de adunare de semnături în legătură cu tot felul de lucruri, cum ar fi semnături ale oamenilor de știință care se îndoiesc de evoluție. De obicei, după campanii lungi pe internet, astfel de documente reușesc să adune câteva mii de semnături. Iar dacă întrebarea a fost mai șmecher pusă, chiar câteva zeci de mii de semnături. Și când auzi asta, cazi pe gânduri, nu? Zici,
Iată că până și oamenii de știință se îndoiesc de evoluție. Dar știți câți oameni de știință există azi în lume? Milioane. Așa că miile de semnături nu reprezintă nici 1% din numărul oamenilor de știință. Numai că astfel de sondaje nu prezintă rezultatul sondajului niciodată procentual. Ar fi cam trist pentru cei care au organizat sondajul în căutare de senzațional să ne spună 99% din oamenii de știință sunt convinși că există evoluție. N-ar mai fi senzațional. Și așa se ajunge la faptul că în loc să ne intereseze ce spun 99%, ne interesează ce spun 1%. Și mai este aici un aspect. Domeniul în care lucrează unii oameni de știință nu are absolut nicio legătură cu biologia, așa că doar faptul că sunt oameni de știință nu-i face calificați competenți în evoluție. Această tehnică de manipulare este mult mai răspândită decât credeți. Amintiți-vă ce s-a întâmplat când au fost lansate vaccinurile anti-COVID. Mulți, în loc să-i creadă pe specialiști, pe epidemiologi, pe imunologi, care spuneau practic toți că trebuie să ne vaccinăm, i-au crezut pe unii care nu erau specialiști în acest domeniu, iar unii nu erau specialiști decât în dezinformare. Dacă ne străduim, așa cum am spus și cu altă ocazie, găsim medici care nu cred în medicină, preoți care nu cred în Dumnezeu, profesori care nu cred în educație și așa mai departe. Dar ceea ce trebuie să ne intereseze este regula și nu excepțiile. Dacă credeți că fizica progresează aruncând la gunoi ceea ce este vechi și că ce spun specialiștii e mai puțin important decât ce spun cei care nu se pricep, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!